Și tâmpitul ăsta a întors, s-a tăiat dubla. Atât asta a fost. Asta e, păi de unde venea? Se dinspre palazul, venea de acasă. Asta? Coboram de la metro în jos, da? Și fac stânga la semafor. Și mă duc spre palazul. Deodată mă întrezic motocicletă. L-am auzit deodată trosc. Martorii susțin că șoferul auto Macaralei a încercat să-și ascundă urmele. Șoferul Macaralei circula pe banda a doua de mers, a virat stânga încălcând macajul dublu continuu și a croșat în partea din spate motociclistul care circula regulamentar pe banda de lângă axul drumului. Da. Și l-a aruncat, nu se vede, pe banda cealaltă de mers. Da. Și la câteva clipe după ce s-a avut accidentul, șoferul Macaralei a mutat autovehiculul în parcare. Impactul a fost atât de puternic încât motociclistul a murit pe loc, deși purta cască de protecție. Pe bulevardul Aurel Vlaicu a avut loc un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. A fost testat conducătorul auto Macaralei, rezultatul fiind negativ. Adrian Tincu lucra la aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu și era pasionat de motoare. Dacă va fi găsit vinovat, șoferul Macaralei de care s-a izbit riscă să ajungă după gratii pentru omor din culpă. Luna trecută, un alt motociclist a murit în urma unui accident identic. A intrat într-un utilaj care întorcea pe linia continuă.